Fiecare nume are însemnătatea sa. Eu, de exemplu, mă mândresc cu numele meu, chiar dacă nu toți știu că numele meu mai lung este Vladimir, contează mai puțin. Mă mândresc eu. Cu ce se mândresc cei care poartă numele de Călin? Și știu ei oare ce înseamnă numele lor? Dacă nu, atunci fiți atenți la rubrica următoare, pentru că este Viorica Văcaru, medic fitoterapeut, care ne va explica tot ce trebuie noi să știm despre această plantă, care este plină doldura de efecte benefice asupra sănătății. Bună ziua! Bună ziua! Deci, denumirea este foarte simplu de reținut. Cum este în limba rusă Calina, așa și în română se traduce Călin. Toate că zicem, în diverse lucrări pot fi anumite confuzii. Ceea ce ne interesează pe noi este, pentru a identifica corect, deci avem frunza, care, așa cum se descrie botanic, este formată din trei sau cinci terminațiuni, să zicem. Florile sunt albi. Se aseamnă foarte mult cu o frunză de viță de vie. Da. Foarte. Doar că este mult mai mică în dimensiuni. Se cunosc chiar 8 tipuri așa, natural, care cresc liber și încă vreo 40 obținute prin selecție. Așa încât diversitatea este foarte mare. Dar ce ne interesează, verificăm dacă fructul într-adevăr este ceea de ce avem noi nevoie. Deci fructul este roșu, este un roșu aprins, deci un roșu care sare în ochi pe timpul dat când se scutură frunzele și, zicem, natura rămâne sărăcită. Deci aici, acum, exact acum, este perioada când de colectare. Până, se până colectează când fructele sunt coapte. Fructul, deci trebuie să-l gustăm. Apropo, ca să ne spui și tu ce gusturi are, vei fi un martor. Uite, aici este unica situație în care nu mă tem să pun acest fruct în gură, pentru că încă în pădure sunt încredere. foarte multe pomușoare care nu știi dacă sunt comestibile sau nu. Asta crește chiar în grădină. Deci foarte ușor este cultivat. Și, iată, are și un sâmbăr. Da. Deci, iată, anume acest sâmbăr este semnul de identificare că este călin și nu este aronii sau cătină sau scoruș sau păducel sau măcieș sau orice alt pomușar. Deci acest sâmbăr e plat ca este o inimioară și ocupă jumate din cantitatea din volumul pomușoarei. Foarte interesant. Și să ne spui acum și ce gust are. Gustul ăsta mi-a amintit gustul pastilelor de atunci când abia începeam să înțeleg că sunt pastile, adică când eram copil. Adică? Este ceva amărui, totodată dulce și acru, nu mai înțelegi, dar îți dai seama care efecte benefice. E o combinație bogată de gusturi și spre deosebire de păducel, care era dulce și ușor astringent atunci când l-am prezentat, spre deosebire de măceș, care este și el nutritiv, plăcut la gust, acrișor și ușor dulce și un pic astringent, călinul vine cu o altă grupă de proprietăți datorită gustului amar, care la unii poate să nu placă, fiindcă orice tratament de obicei nu întotdeauna este acceptat, atât cât nu știm că într-adevăr avem nevoie de el. Acest gust amar permite plantei să fie totodată și vitaminizant C, deci pe lângă faptul că se seamănă cu măceș ca vitaminizant C, și de aici rezide tot ceea ce rezultă, tot ceea ce noi am menționat la măceș, adică efectele pentru vitamina C, deci revitaminizant, mărește rezistența la frig, la stres, apropo că a fost emisiunea despre stres. De asemenea, se seamănă cu păduciolul prin faptul că acționează asupra inimii, dar este un ușor stimulator cardiac, de ce va fi utilizat cu atenție în situația în care ființa se confruntă cu bradicardie sau cu, zicem, o diminuare a funcției cardiace. Deci în situația dată are această acțiune asupra inimii plus deci o acțiune tonic general, acțiune asupra circulației cardiovasculare. Deci aceasta o aseamnă cu păducelul. Dar ceea ce are deosebit este prezența gustului amar, care purifică corpul. Apropo, se consideră în sistemul medical Ayurveda, care este cel mai vechi și cel mai complet și cel mai complex, se consideră că gustul amar este cel mai bun. Iată așa, se spune că buni. Eu din câte știu, din câte spun bunicile, ce este amar înseamnă că face bine splina să... Da, și ficatul, și splina, și pancreasul, și tubul digestiv. Deci chiar dacă nouă nu ne place, că suntem învățați cu prăjiturele, cu bombonele, mai ales la copii, dar gustul amar este totuși necesar. Însă vom respecta doza. Este un gust foarte puternic, împreună cu gustul picant, sunt cele două gusturi majore, puternice, extraordinar de
puternice ca efect terapeutic, de aceea noi vom utiliza, deci vom învăța cum să dozăm. Deci, cu cât este mai amar călinul, cu atât este mai bun pentru noi. Dacă îl dozăm corect. Dacă îl dozăm corect. Apropo, nu este un amar totuși. Există amarul din pelin, care toată lumea îl cunoaște și este un amar brut și un amar uscat, un amar neplăcut, dar totuși bun pentru anumite ființe și anumite probleme de sănătate. Anumite scopuri. Călinul are totuși un gust amar foarte fin și foarte plăcut, fiind combinat cu acru și ușor dulce. De aceea e bun și la copii. Așa. E deci, un gust amar. De la ce vârstă, apropo, copii? Chiar începând și cu un an putem administra, zicem, imediat picături. Imediat cum el poate să, da, cum consumă. Să scuipe, de exemplu... Nu administram în felul ăsta. Deci vom administra macerat așa cum vom prezenta astăzi. Fie extracția acum când este planta proaspătă, fie pe timp de iarnă și primăvară, vară, cât nu avem plantă, extract din pulberea de fruct uscat. Dar până, sau trecem, noi de acolo, până trecem noi încolo, hai să vedem. Noi ce folosim se... doar fructul sau putem folosi și începând alte părți ale plantei? Începând cu primăvara, cum înflorește, pot fi colectate florile. Mai puțin sunt utilizate, au un ușor efect sedativ. Dar chiar înainte de flori, foarte mult este menționat, fiindcă lumea consideră că fructul ar avea un grad anumit de toxicitate. Eu nu sunt de acord cu acest fapt. Deci noi l-am degustat, am văzut ce reprezintă, eu l-am administrat la pacienți și garantez că nu sunt reacții adverse. Deci este un amar blând, unicul lucru la asta acordăm atenție. Este un fruct al naturii și nu este totuși, zicem, deci nici nu este bine. Acum pe internet putem să găsim orice, dar asta nu înseamnă că este o informație veridică. În toate lucrările vechi, atunci când luăm o lucrare de fitoterapie, când deschidem, este un autor pe care, deci autoritatea căreia ne oferă, zicem, siguranță că acea lucrare este ceva de, zicem, merită atenție. Deci, apropo, toate lucrările care le-am cercetat pentru această emisiune, în special Rusie, fiindcă este o plantă, apropo, care crește în Rusia și ea este considerată o plantă frumuseții fetelor, deci datorită acestui roșu intens. Toate lucrările menționează utilizarea florilor, a scoarței și a fructului. Chiar dacă zicem pe internet veți găsi că fructul este toxic, vom prezenta astăzi că nu prezintă absolut toxicitate. Scoarța, de asemenea, se utilizează înainte de înflorire, deci înainte ca să se deschidă mugurașul. Scoarța, în special, are o proprietate, o acțiune astringentă puternică, de aceea se utilizează cu efect hemostatic. Deci oprește hemoragiile. Se menționează chiar că o hemoragie nazală, atunci când curge sângele din nas, o putem stopa. Înmuind, zicem, un tamponaj de vată într-o soluție, într-un extract de călin. Deci chiar are o acțiune foarte rapidă. În special este menționată hemoragie uterină, acolo unde de obicei avem cele mai multe probleme cu hemoragie și la nivelul uterului. Apropo, această scoarță are efect uterotonic, adică taman bună, stopează hemoragia și întărește uterul, micșorează diametrul vaselor, deci alt mecanism de a rezolva această situație. Spune... Și în final fructele, despre care vorbim în continuare astăzi. Da. Spuneai că crește în special în Rusia, pe la noi se găsește pe pădure, de exemplu? Ba da, se găsește foarte mult, deci l-am luat din grădină. Deci... Care este mai bun? Spuneai că prin selecție sunt multe soiuri... Apropo, îl putem întâlni în oraș ca plantă decorativă. Așa. Dar, bineînțeles că nu îl vom culege din oraș, dar este foarte... îl găsim în grădinile noastre, deci foarte ușor s-a adaptat probabil la clima noastră. Este o plantă, într-adevăr, din Rusia, dar foarte ușor crește la noi și vă zic, nu necesită mari, zicem, întrețineri deci pentru a obține aceste fructe, doar le culegem. Iată, aceste fructe sunt ceea din ce vom încerca astăzi să facem, să obținem remedii naturist pentru sănătatea noastră, pentru inclusiv iarnă și pentru momentul problemele actual. Problemele de moment, da. Problemele de moment. Da. Deci, la moment cât avem aceste fructe gata, ele pot fi consumate în stare crudă, de exemplu. Da, deci ca și păducelul, ca și măceiașul pot fi consumate crud și ai văzut că sunt acceptabile la gust. Da. Deci nu este totuși un amar puternic, este un amar plăcut. În special, persoanele care sunt plinuți, care suferă de obezitate, fără nicio problemă, acest amar nu le face niciun deranj. Eventual, zicem, persoanele foarte devitalizate, slăbuțe, ceva vor simți, vor percepe un pic de disconfort de la amar, dar în doze mici, acest amar stimulează focul digestiv și îi va face în timp să mănânce bine, să prelucreze bine hrana și să acumuleze masă corporală. Câte, când și câte zile?
pe stomacul gol, ca de obicei, orice tratament este înainte de masă, cu jumătate de oră, chiar poate mai mult. Deci, administrat timp de o lună, acum cât avem posibilitatea, dacă este plantă uscată, apropo, aici deja avem plantă uscată, de asemenea, iată așa arată, o lună, apropo, după care facem pauză. Iată așa arată planta uscată, chiar aș ruga acum. Și este foarte ușor de uscat, deci colectarea, apropo, natura ne permite ca să tăiem aceste rămurele și le agățăm așa cum făceau bătrânii, undeva sub streșină. Deci, dacă observați în imagine, ele sunt unele deja ușor dehidratate, adică uscarea lor e foarte ușor de realizat. Stând, nimic nu trebuie să întreprindem, nici zicem să le punem pe un spa, zicem pe o tava sau... Le-am lăsat că atunci are, deci există curent de aer, deci există accesul aerului din toate părțile, plus nu le atinge nimeni, e bine să nu se spargă, să nu existe leziuni. Când le culegem, le tăiem foarte atent, le transportăm atent așa cu rămurele și le punem la uscat. Deci ele se usuc foarte Dacă repede, de exemplu o lună, le găsim chiar pe creangă, deja uscate, într-o stare destul de avansată, uscată, este bine sau e mai bine, bine să le culegem și să le uscăm separat ca să nu... se scurgă din ele proprietățile benefice. Nu ne putem permite, zicem, avantajul ăsta să le culegem gata uscate, fiindcă cu siguranță au trecut prin îngheț. Nu, ele nu pot să stea la infinit până la anul nou fără a fi influențate de temperatura de afară. Așa. De aceea e bine să le luăm cu rămurica, fie le culegem la staraș așa. E mai bine cu rămurica fiindcă e ușor de fixat, de pus la uscat și nu trebuie mare supraveghere. Așa. Deci ele singuri se usucă. Iată deci cum arată ele în forma uscată, putem să vedem aici în acest bol. Deci își păstrează culoarea, au o aromă specifică, o aromă specifică, eventual de ulei, fiindcă ele conțin ulei, așa cum cătina, miezul fructului, semința de cătină conține ulei, așa și aici acel sâmbure care l-ai prezentat anterior, conține ulei și se menționează în lucrări că chiar anumite sâmbure, administrat aparte, nu e nimic strașnic dacă împreună cu coaja, de exemplu, are acțiune asupra tubului digestiv, deci ameliorează funcția tubului digestiv, în special în cazuri de constipație. Adică ușor stimulează, este un efect ușor laxativ datorită uleiului care îl conține. Așa, deci cu cătina în formă brută, în formă proaspătă, călinul, nu cătina, pardon, era să... Ne grăbim toți la cătina. Da, nu știu de ce. Toată lumea e mai cunoscută, e mai reclamată, dar și acest fruct este aproape unicul care conține amar și nu am vrut, zicem, să-l neglijăm. Deci e unica pomușoară din toate care au acțiune, în general din toate care noi le consumăm și care pot fi utilizate ca imunostimulator, ca imunomodulator. Deci această combinație, prezența gustului amar, îi conferă o acțiune terapeutic puternic de purificare pe mai multe căi. De exemplu, are efect diuretic. Deci atunci când există retenția apei în corp, ea va contribui la diminuarea acestei cantități de apă, chiar în afecțiuni cardiovasculare sau afecțiuni renale, unde se intervine cu doze mari de diureci sau alte preparate de sinteză. Alt efect terapeutic este acela că acționează în febră. Deci în febră stimulează sudorația, transpirația, mai bine zis o nuanță transpirație, așa numit efect diaforetic, adică un efect totodată și purificator prin transpirație. Altă acțiune este asupra tubului digestiv, deci se utilizează în hipoaciditate și atunci ne asigură o bună prelucrare a hrănii ulterior. Deci are mai multe mecanisme care apoi vor permite indirect și buna funcționare a sistemului imunitar. Pentru ca să beneficiem de toate aceste efecte pe timp de iarnă, vorbeam despre ele uscate, hai să vedem cum exact preparăm. Deci mai întâi e ceea ce avem noi disponibil. Iată această cantitate de fructe. Este de ajuns pentru o porție. Da, luând în considerație că atunci când utilizăm storcător avem nevoie de cantități mari, având această cantitate mică, le mărunțim ușurel. Așa, dar fiți foarte atenți, eu special am îmbrăcat și Viorica este îmbrăcată în culoare roșie pentru că știam că o să facem foarte multe... Da, sincronicitate. Călinul ăsta este foarte colorat și o să vă... Atunci vom folosi un vas cu... Deci cu ceva, borduri mari, cu borduri, da. Îl adăugăm în paharul pentru macerat. Așa. Deci de ce facem acest lucru? Fiindcă mărim suprafața de contact și aici va fi... Orele de extracție vor fi mai puțini. Deci aproape că el e gata acest macerat, adăugăm apă. Și apa trebuie să fie rece pentru macerat. Pentru extract la rece. Așa. Deci iată și am obținut, așteptăm măcar vreo 2-3 ore. Vedeți, el foarte repede discolorează, fiindcă avem beneficiem de sucul proaspăt. Iată-l.
Iată, acest lucru peste 2-3 ore va deveni un macerat. Un remediu vitaminizant, purificator, cu acțiuni benefice, chiar tonic general a corpului, cu acțiunea asupra ficatului, cu acțiunea asupra inimii. Dacă este prea amar, putem să-l îndulcim cu ceva? Mai bine micșorăm doza. Și dacă tot ne deranjează, adăugăm mierii de albin și atunci obținem un preparat chiar în forță. Se adaugă și efectele mierii de albin. Apropo, în literatură așa și se recomandă să se facă acest... Bine, în majoritatea nu se vorbește de extract la rece, dar se vorbește de ceai, că așa este mai comod oamenilor, și cu adaos de miere. Și atunci este foarte bun, zicem, în afecțiuni respiratorii, în tus, în febră, în pneumonie, chiar în bronșite, faringite, deci tot ce deține de purificarea părții superioare a corpului și stimularea imunității în această zonă. Deci asta când avem la dispoziție fructele. Așa, și dacă nu mai avem la dispoziție fructele și le-am uscat, ce putem face din călinul uscat? Mai întâi menționăm că din acest călin putem face pe lângă fructul uscat, ca să ajungă el uscat, și să beneficiem și de partea lichidă a plantei și de partea solidă, facem suc. Adică îl dăm, avem o cantitate mai mare, îl dăm la storcător, obținem suc. Lucrul ăsta noi îl vom prezenta la cătină, fiindcă este un mecanism general pentru toate pomușarele, cum se face un sirop din pomușare. Dar astăzi doar îl menționăm cu aspect informativ. Sucul este și el foarte benefic. Da, și sucul îl conservăm în miere, deci obținem un sirop, cum vom prezenta la cătină. Ceea ce ne rămâne la storcător este anume această masă concentrată, totuși cu un procent mic de apă și foarte ușor se usucă. Da, deci sâmburi și coaja care rămân. Iată, din această masă, iarna, noi putem pregăti macerat extract la rece, așa cum am prezentat data trecută. Utilizăm o râșniță electrică de cafea. Punem aproximativ jumătate din volumul acestei râșnițe. Clasic, cum independență de râșniță, fiindcă sunt râșnițe mai mici, pentru cantități mai mari. 30 secunde clasic, după care... La ce stare trebuie să aducem noi călinul? Pulbere. La stare de praf? Pulbere. Pulbere, o să rămână totuși niște... Nu. Este bine să fie pulbere și iată, data trecută noi nu am prezentat faza cu sita și astăzi ne... Deci, ne revanșăm. Deci, iată, folosim o sită care să aibă ochiurele nici prea mari și nici prea mici. Așa încât pulberea să treacă. Observăm că aici deja avem pulbere. Atât și de mărunt chiar trebuie manual, să da. Deci, cu cât este mai fină, cu atât suprafața de contact este mai mare și atunci extracția se produce mai repede. Și ajungem chiar la condiția că oamenii fac ceai, că e mai simplu, dar aici... ca timp de extracție, de asemenea, va deveni din ce în ce mai... Restul ce rămâne în sită putem să mai punem o dată în mașina de cafea și să facem adăugăm încă mai multă mai departe, deci adăugăm o altă porție. Deci, iată, aceasta este pulberea care o putem utiliza cu scop de tratament, fie sublingual, deci o metodă care este mai puțin cunoscută. Am putea pur și simplu lua așa deci și cu linguriță, cu o linguriță uscată și ținem preparatul ca nitroglicerina sub limbă 10 minute, după care îl înghițim. Jumătate de oră nu administrăm hrana, pentru că el continuă să se extragă. Ca să completăm tratamentul, putem face extract la rece. Deci această pulbră adăugăm paharul de apă, adăugăm apă și așa cum am convenit... Apă rece, nu ceai, nu fierbinte. Apă de temperatura camerei poate să fie călduț până la 40 și ceva. Deci atât cât suportăm noi de obicei atunci când consumăm lichide calde. Deci atât avem două extracte. Extractul din plantă proaspătă și extractul din plantă uscată. În situația în care totuși, zicem, vrem să îmbogățim acest extract, pregătim pulberea, o transferăm într-un vas. Așa. Și adăugăm miere. De exemplu, pentru copii care nu e necesar cine știe ce mare purificare, dar avem nevoie de efectul vitaminizant. Deci la această pulbere vom obține un magiun. Deci ceva de genul unii dulceți, magiun, îi spunem cum vrem, dar astfel, fără prelucrare astfel termică. Astfel putem amăgi copiii ca să îi mănânce ceea ce vrem noi. Și plus preparatul dat poate să păstreze foarte mult. Deci chiar la nivel de un an, doi. Atât nu este nicio problemă. Mierea are niște proprietăți conservante. Da, mierea oricum nu are timp, deci nu are termen de valabilitate. La indieni, de exemplu, în sistemul Ayurveda, datorită căruia mie mi sunt atât de bine cunoscute plantele, deci se menționează cu cât este mai vechi mierea. Apropo, toată lumea aleargă după miere proaspătă. Dar de fapt cu este cât este mai vechi mierea, ca și vinul, cu atât este mai bună. Și ei mai au o metodă de a purifica untul. Și așa și se spune, cu cât este mai vechi untul cel purificat, gheia sau ghi, cu atât el este mai terapeutic. Chiar până și la 100 de ani pot să-l
țină și apoi să-l utilizeze. Iată așa, dragi mămici, cu o picătură de miere puteți face viața micuțului dumneavoastră un pic mai dulce, mai dar și un pic mai sănătoasă. Viorica, îți mulțumim foarte mult, iar noi continuăm cu rubrica dedicată celor pentru cine am făcut noi toate chestiile astea să crești mare.